Complexul energetic Oltenia a achitat toate obligațiile financiare aferente primului trimestru al anului curent către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în termenele stabilite de legislația în vigoare. Ratele și comisioanele aferente creditelor accesate pentru programele de investiții au fost virate în termenele contractuale. Cu toate că efortul financiar al companiei a fost majorat în această perioadă de achiziționare a certificatelor de CO2, conducerea companiei a dorit și a reușit ca salariații să nu fie afectați, astfel că toate drepturile bănește ale acestora inclusiv tichetele cadou pentru sărbătorirea Paștelui, au fost acordate înainte de data limită prevăzută în contractul colectiv de muncă, se arată într-un comunicat al CEO.